Directoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călăraș, Daniela Arbagic, a declarat în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul PSD Călăraș că în urmă cu câteva zile consilierii județeni au aprobat cuantumul alocației de hrană pentru copiii și adulții din centrele aflate în subordinea instituției. Astfel, Consiliul Județean Călăraș a aprobat majorarea alocației de hrană pentru beneficiarii din sistemul rezidențial de protecție și pentru serviciile sociale de zi, după cum urmează. Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani, alocația de hrană s-a majorat de la 12 lei pe zi la 14,50 de lei. Pentru copiii cu vârsta de peste 3 ani până la 18 ani, s-a majorat de la 16,6 lei pe zi la 20 de lei. Pentru tinerii de până la 26 de ani și pentru mamele protejate în centrele maternale s-a majorat de la 16,6 lei pe zi la 20 de lei. Pentru beneficiarii din serviciile de zi s-a majorat de la 12,99 de lei la 15,70 de lei, iar pentru adultul cu handicap s-a majorat de la 16,6 lei pe zi la 20 de lei. Directoarea a precizat că alocația de hrană era foarte mică, fiind aprobată printr-un act normativ din anul 2014. Majorarea a fost necesară ca urmare a creșterii prețurilor la utilități și a salariilor. Vicepreședintele Consiliului Județean, Mihăiță Beștea, a declarat că va solicita sprijinul parlamentarilor călărășeni pentru a modifica legea și pentru a aproba majorarea alocației de hrană la o valoare de minimum 25 de lei de persoană. După cum știți, norma de hrană pentru asistență socială este stabilită în anul 2014. Ea este la un nivel extrem, extrem de mic. Am avut și avem în continuare probleme foarte mari în a menține un nivel bun, da? În a asigura hrana beneficiarilor noștri. Motiv pentru care împreună cu doamna Arbagic Dunei, o să intre mai în amănânt și o să vă povestească. Am făcut un proiect de hotărâre pe care, bineînțeles, cu bunăvoința colegilor mei din Consiliul Județean, s-a și concretizat într-o hotărâre de Consiliu, unde am majorat această alocație pentru norma de hrană la 24 de lei. În plus față de acest lucru, tot împreună de data asta cu doamna director Arbagic și aici o să mă opresc, o să-i dau în continuare cuvântul, am rugat și am făcut o adresă scrisă către parlamentarii PSD ai județului Călăraș și rugăm și pe această cale să ne sprijine într-o modificare legislativă, da, care este absolut necesară. Vă reamintesc, norma de hrană este stabilită printr-o hotărâre de guvern din 2014. Eu mă opresc aici și o să rog pe doamna Bagic. Bună ziua! În primul rând, eu aș vrea să mulțumesc Consiliul Județean pentru că a răspuns pozitiv și m-am bucurat foarte tare când acest proiect de hotărâre privind majorarea alocației de hrană a trecut cu votul majorității din Consiliul Județean. Practic, am analizat, am identificat o nevoie raportată la momentul actual, ținând cont de creșterea exagerată a prețurilor din ultimul timp, așa cum dumneavoastră bine cunoașteți, sau au crescut semnificativ prețurile și la utilități, gaz, lumină, apă, plata salariilor, bucătarilor, de exemplu, care va crește odată cu creșterea salariului minim, particularități care nu erau luate în calcul la stabilirea alocației de hrană. Cu atât mai mult, vechimea acestei hotărâri de Consiliul Județean, care datează tocmai din 2014, atât pentru copii, stabilirea normei de hrană în cazul copiilor, cât și a persoanelor adulte cu dizabilități, abia din 2014 nu a mai fost modificată. Și lovindu-ne la nivelul instituțiilor rezidențiale de această imposibilitate de a crea și calitate și cantitate de un ban efectiv insuficient pentru a asigura rațiile calorice, așa cum este cuvenit pe vârstă și pe nevoi de creștere ale unui copil, de exemplu, am înaintat Consiliul Județean propunerea, am reușit să conving, să spun așa, mă bucur că am fost înțeleasă și că nevoile noastre au fost susținute, așa încât, în momentul de față,
avem aprobarea ca de la 1 ianuarie să aplicăm o rație de hrană un pic mai mare. Nu este foarte mare, dar este ceea ce noi putem să aplicăm în momentul de față, pornind de la un calcul care a ținut cont numai de rata inflației. La acest moment, Consiliul Județean se poate raporta numai la aceste valori, pentru că toată alocația de hrană, de fapt, este cuprinsă și într-un standard de cost pe an pe beneficiar. Normative care încă nu au fost modificate. Tocmai de aceea, împreună cu conducerea Consiliului Județean, am considerat noi oportună nevoia de a fi susținuți la nivelul Guvernului României cu scopul de a fi modificate aceste hotărâri de guvern privind alocația minimă de hrană pentru copii din centre de plasament și pentru adulții cu dizabilități. Vreau să vă spun că 16,60 lei iau numai această valoare. Înțelege toată lumea că este extrem de mică pentru a asigura exact o hrană corectă, spunem noi. Am putut să majorăm la 20 de lei și prin aplicarea unor servicii conexe în viitoarele contracte de achiziții putem să ajungem la 21 de lei. Deci este totuși vorba de un 4,60 lei cu care putem noi asigura o hrană mai bună, până când guvernul, prin deciziile pe care le vor lua, vor considera necesară aprobarea și stabilirea unei alte valori minime a alocației de hrană. Eu personal consider un succes și acest pas, pentru că era numai de competența Consiliului Județean și, încă o dată, repet, mulțumesc mult pentru susținere că măcar un pic am putut să venim peste acea valoare minimă. Dar domnul Adrian, asta nu era doar la nivelul județului. Nu este și mulțumesc chiar pentru întrebare. Eu chiar vreau să spun că suntem singurul județ care aplicăm acum prin intervenția Consiliului Județean aceste valori un pic mai crescute. În rest, ele sunt valabile în toată țara. Acele hotărâri 903 și 904 care stabilesc valorile alocației de hrană pentru copii și pentru adulți. Un pușcăriaș în România mănâncă 33 și plus 8 lei de sărbători. La dumneavoastră spuneți undeva 15 la 20 de lei. Ce mâncare au, doamna directoră, de exemplu, astăzi copiii de la DGASPC Călăraș și care ar fi suma corectă, normală, pentru ca aceștia să beneficieze de o alimentație suficientă, să spunem. Vis-a-vis de pușcăria și de, spuneți dumneavoastră, nu mă pot exprima, noi ținem de ministere diferite și guvernul a stabilit așa la acel moment. În ceea ce privește meniul, vreau să vă spun că este echilibrat. Avem totuși din banii ăștia 3 mese și 2 suplimente care constau în fructe sau un dulce ceva la ora 10 și la ora 16, dar este cumva mai mult prin înțelegerea și a firmelor de catering care ne asigură de fapt hrana, pentru că dumnealor nu-și mai recuperează, să spun, costul integral, ținând cont de valoarea actuală a prețurilor la alimente, la gaze, la utilități, cum am povestit mai devreme. Noi am considerat acum și am propus un preț de 25 de lei minim, de la care să se pornească stabilirea alocației de hrană. Așa dorim noi, prin sprijinul parlamentarilor noștri, să promoveze și să susțină valoarea asta ca minim, spunem așa, pentru că exista o valoare de alocație de 12 lei pentru copilul de vârstă 0-3 ani. Și atunci minimum pornim noi, zicem, 25 de lei ca să acoperim un necesar corect de vitamine, principii alimentare. Cu rata inflației, eu am lucrat personal la nota asta de fundamentare și vreau să vă spun că până în 2021 inflația s-a situat așa în jurul valorilor de 1,6-1,4, dar creșterea semnificativă a fost într-adevăr pe ultimul an. Și atunci
propunerea și aprobarea din partea Consiliului Județean la nivelul de 20 de lei a rezultat din acest calcul aplicat an de an al inflației la ceea ce guvernul stabilise inițial în 2014. Atât s-a reușit și atât putem. Și eu vă mulțumesc. Da, la director. Ce sunt licențe de la Vâlcene, la Zapotă, pardon, la Țepe și mai e un Dichisen, da. Ce se întâmplă cu ele? Cum vor fi finalizate? Deocamdată suntem în proces, continuă procesul, se tot amână cu constructorul, din câte cunosc eu, și nu putem să intrăm în posesia lor. Suntem pe parte, da, în proces, inclusiv cu autoritatea. Mulțumesc și eu. A fost dată o rezoluție, răspund domnule Marius, să vă răspund la întrebare, a fost dată o rezoluție de către procurorul municipiului Călăraș în care s-a soluționat cazul, nu există vinovați, nu există pagube și aici s-a închis. Deci la momentul ăsta noi încercăm, avem un proces pe rol cu firma de construcții ca să putem să preluăm imobilele. Pentru că firma de construcții, lichidatorul firmei de construcții care a intrat în faliment, nu vrea să ne predea construcțiile. Și suntem în proces să le preluăm înapoi cu expertiză la stadiu fizic care este acum. Și, da, pentru că nu le putem atâta timp cât există o soluție, că nu există pagube, nu există vinovați, nu există nimic, nu putem să mai preluăm acele imobile decât prin proces, obligând constructorul să le predea prin expertiză, stadiu fizic existent. Păi suntem, vreau să spun că dacă nu apărea pandemia, cred că până acum avem o soluție. Suntem de 2 ani de zile în proces și nu avem astăzi o soluție definitivă.